Adiță, bună ziua. Mai trecut etapă, sunt tot aici. Etapa se încheie. Oaiele. Avem o piatră verde și avem o echipă invitată, o echipă din primul sezon care ne împărtășește o grămadă de experiențe și să vedem de fapt cum au fost scrise regulile jocului pe numele lui de băiat Asia Express sau fată, ce e Asia Express? Este ceva neutru. Fără diferențe. Noi aducem și băiat și fată pentru că în emisiunea asta sunt invitați concurenți din primul sezon, adică Laura și Genu. Ce te dați avut voi? Ce cum? Ce țări ați avut voi? Țări? Noi am avut cele mai tari țări. Da. Țările în care nu se vorbește engleză deloc. Adică Vietnam, dar nu în Vietnam, la țară, la Vietnam. Așa. După aia cam Laos, dar tot la țară în Laos, nu pe părțile alea turistice. După aia aproape cu alea la Cambodgia. Nimic, aia după cum știm, țară. Vorbeau pietrească. Și după aia țara pe care n-am mai prins-o, cum se numește, mă, Thailanda, da, știi când am ieșit? Băi, când am intrat în Thailanda și eram la aeroport și am ieșit puțin afară, când ne-a lovit un dump de ăla de poluare cu ulei în aer și cu 50 de grade și 99% umiditate, am zis: Doamne, îți mulțumesc că m-ai trimis acasă. Da. Cine dă de roate primul? Amândoi. Cine tu primul? Pe rând. Dau eu primul? Dă-i tu primul. Încoace, spre eu cum vrei tu. Încoace? Spre eu cum vrei tu. Și ce se întâmplă? Dă căpică pe rat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 
uităm la 3. Sunt la 3 mei. Din spate nu vă ce oricum. Treiarul este... Treiarul este... Cine crezi tu că va câștiga Asia Express în sezonul ăsta? Păi uite mă, până acum. Uite. Nu sunt alea de câștigător. Stai liniștit că am aflat și noi după aia. După ce am de decor. Da? Că alea sunt de câștigător? Da, da, doar de decor asta. Păi deci nu voi? Voi credeți că, da, că noi vom câștiga? Da. Da. Bă, mi-e place multă lume în sezonul. Nu, eu sunt sigur. Toată lumea, Relu, dacă nu Relu, toată lumea Relu cu Shift. Relu cu Shift. Eu voi sunteți prietenii mei. Da. Bă, dar eu mi-aș fi dorit să câștige Relu cu Shift. Nu știu de ce. Că mi-e drag de ei cum fac ei probleme. Bă, mora, seara m-am uitat la ei. Da. Bă, am murit. Bă, am murit. Bă, am râs cu lacrimi. Băi, dar am aici, să vă arăt, să vă arăt. Stai, poți să ieși un pic din emisiune? Da. Da, te rog. Eu ies din emisiune, nu e o mizerie. Marian! Marian! Oamenii trebuie să înțeleagă. Opa. Nu se merge, frate, noi nu mergem pentru bani. Am adus câteva. În afară de Vârciu, cine a mers pentru bani? Am adus câteva, că am mai dat cadou din ele. Vârciu a mers câteva. Am adus câteva, că am mai dat, uite asta, dar asta n-aveți, sigur n-aveți. Ce asta e de 2000. 2000, n-am avut niciodată. La voi erau mai scumpe, băi. Era mai greu. 2000 și de 500, uite. Dă și una de 500. Dă și una de 500, să mă duci după aia. Am mai dat cadou din ele. Mă, frate, că am luat de asta. Mamă, zboară, stai așa. Mamă, zici că e roata, zici că e roata de la Dacia. Zici că a dat nevasta lui. Așa face. Zici că a dat Lizzie la ultima șansă. Da, da. 3, 2, 1. 1, normal. 1. Mă scuzați, vă rog frumos. Ce alt număr? Ce echipă nu îți place din sezonul ăsta? Hai să-mi bat picioare. Și de ce? Serios, hai mă, nu faceți schimb de numere, Ghem? Ce echipă urăști cel mai da, tare? Da, bine, am zis că urăști. Urăști am fost așa. Am scris-o general, nu există a urăști. Nu, nu poți să urăști. Ce echipă nu-ți place? Care e echipa și de ce? Că asta e important. Păi, uite, aseară, de exemplu, nu mi-a plăcut... Patriția cu băiatul ei, da, dar nu că nu-mi place de ei, că da, mi-e place da, de Patriția. Un moment, gen. Dar nu mi-a plăcut că nu au înțeles, frate, cum trebuiau să facă. Deci, bine, am avut un moment în care nu mi-a mai plăcut nimeni la un moment, da? Pentru că m-am enervat că nu știau aia cu florile. Aia cu florile. Mă, pe bune, adică e internetul plin de genul ăla de poze cu turnul Eiffel când îl ții, nu știu cum, sau cu luna, sau să ții, nu știu ce. Și m-am enervat acum. M-am uitat puțin, și la asta și practic era și vorba doar de perspectivă. Da. O puneai pe aia să stea cum vrea ea și după aia tu te muteai cu camera. Stânga sau dreapta? Stânga, cu inima. Stânga. Ok, aici în spate avem, uite. Da, da. Verificate? Ăsta vine la Laura și ăsta la tine. Asta-i. În timp ce voi încercați să rezolvați puzzle-ul ăsta, noi vă punem niște întrebări. Asta e rezolvat al meu. Ori se termină întrebările, ori terminați puzzle-ul să scăpați de întrebări. Ok. Emi, începi? Tu începe, că tu ai venit patru. Puzzle-ul ăsta, stai puțin. Trebuie să scoți asta dintre cătușe. Asta e toată șmecheria. Începem. În locul cărei echipe ați vrea să intrați în Asia Express sezonul 4, dacă s-ar putea? În locul cărei echipe? Păi... Stai să mă gândesc un pic. În locul... În locul un Patriția, cred că aș intra. Dacă mă întreb. Ghenule, zi-mi și mie, tot în sezonul ăsta, ce echipă ți se pare că nu are ce căuta deloc? Mamă,
Păi zi-mi echipele, că mă concentrez aici. Zarug, Lorelai, nu. Mihai Petre, Elvira, Nathan Tici, noi, Patricia cu Franci, Connector doamna cu Anca cu Alexandra, chiar dacă a ieșit, doamna Adriana Tănașvit cu Maria Speranța. Bă, nu știu, toți, mi se pare că toată lumea... Lidia cu Estea. Toți au o bucată bună în emisiune, adică fiecare... Asta e ideea, frate, să fie diversitate, să... Adică fiecare aduce... Să se regăsească telespectatorul, mai multe situații. Stați cu minți că nu mai răspunde acum înainte. Gata, Agenu a scăpat. La nivel de strategie de echipă, uitându-te la televizor în sezonul vostru, ce ai fi schimbat? Ce... N-aș mai fi vrut să fiu pe primul loc tot timp. Da. Au fost mai multe echipe care nu au ajuns la mine aseară, dar pe penultimul loc... Connector și Shift. Ce înseamnă? Nu îmi dă seama. Înseamnă că mergeți la cursa pentru ultima șansă, dragilor. Super. Ultima echipă pe drum aseară, Zarug și Lorelai. Haideți și voi aici, vă rog. Cu voi încheiem. Hai, mămică. Hai că mergem pe aeroport cu toții. De ce ți-am dat avantajul ăla? Degeaba. Greu moment. Uite, la noi a fost o foarte mare presiune cu ultima șansă. Nu știu de ce, de fapt intuiesc de ce. Toată lumea când auzea de ultima șansă sau când se apropia ziua, nebunea, toată lumea era așa. Da, frate. Și nu de cursă, nu că era grea cursă. Dar tu știi la cine se vede cel mai rău? La neană Nicu. La ochi. Se vede, da, nu, da. E acolo când stă la numinăză. Mamă, e fier tot, consumă, da. Eu mă uitam, da. Zic, bă, să iau un extraveral om înainte. Bă, cu pirea în Vietnam. Știi că în Vietnam au isuzurile alea mici, înguste. Da. Nu încăpea. Păi eu înalt, el mare. Intră Lora prima, se duce în spate de tot. Tu bagi capul și camera și te împing. Era ușa atâta, mă. Și te împing. L-am împins, a venit și șoferul. L-am îndesat pe... El n-avea cum să filmeze treaba. L-am îndesat pe pirea și după aia cu piciorul, l-am împins așa cu piciorul ca să-mi fac eu loc și am intrat așa pe lângă el. Aia târiș pe coate. Erau reguli de astea, trebuia să încăpem toți și trebuia să fim și amândoi în cadru. Da. N-ai cum. Era plin cu oameni. Și fii atent, după ce se umplea, ei aveau niște scaunele de la mici, așa micuțe de lemn și le puneau pe culoar, știi așa. Stăteau ce pe culoar. Băi, nene, eu, ia uite-mă pe mine și cu pirea, cum, bă, peste ei, unele chestii au fost. Până în spate, știi? Și în spate acolo am nimerit în spatele lui unul căzănele, ziceam eu cu pirea. Bă, nene, omul dormea în cazan, cred că stau lângă cazan. Când eram eu și eram puțin în față și îl vedeam. Ți se topeau ochii. Îl știi pe ăla din Mortal Kombat, ăla care stropește cu verde de ăla și... Reptile. El era. Dar el era cu aură cu tot, știi, Reptile. Și dacă stai lângă el, bă, ți se topea fața. Bă, puțea. Și pe glug aici, pe glug aici. Pe glug aici avea o frână de căcat. Nu mai zic, te rog frumos. Cum, mă? Aici pe glugă. Aici pe glugă avea. Să-ți ajungă. Exact cum, știi cum îl iei pe talpă. Hop! Și eu eram cu pirea. Ia din ce, eram. Stai, mă, să-ți arăt. Bă, nu trebuie la urmă. Eram așa, uite, așa eram. Uite, așa eram, așa, efectiv așa stăteam. El pe scaunelul ăla mic de bani, pe culoar. Și eu eram aici lângă el. Și el lângă mine pe cutie. Și eu stăteam aici cu gluga lui mine. Eram pirea, mor! Pirea, mor! În rândul meu zic, lasă, bă, că dacă e face doar și Ismail. Că nu și pe Ismail cu noi. Până cu asenentul Ismail 41 de flori se întunecă. Păi Zarug ne bate, bă. Bă, da, voi vedeți cât de calm sunt ei, de fapt. Da. Deci el a spus, de fapt, ce a spus Shift-ul acolo, că e nenor, adică, bă, plecăm acasă. Dar cum a zis? Bă, până cu asenentul Ismail întunecă. Se întunecă, adică ajunge mult timp, știi? Dar tot, ei tot acolo erau, știi? Tot calm, adică nu să-i zică lor ăla, hai, unchiule, mai rep, nu. Au zis-o în treia parte. În mașină, iar, s-a urcat la nenea la mașină, nu vrea să coboare. Eu nu cobor de aici. Dar ei niciodată nu erau panicați așa, știi? Era, no, eu stau aici, frate, nu... Vai de mine, ce frumușică ești! În momentul în care am sărit pe ea, să o orinăm, să o împodobim așa cum ișa de bine oricărei salate băf. Haide! Mi-a căzut un cercel. Eu îi pun medalionul, da? Colana care făcea parte din același cercelul. Se vede clar, amândoi oameni din modă cumva, știu, ciocuzel, un pic vrăjeală, dar a mers. Ce mai dăm? Parfumul la cadou? Buchetul de flori? Și furăm pisica și am plecat. I-am dat și pe degete, am dat pe zi. Se fac frumos acum. Dar cum îl ținea? Băi, Shift-ul, cum îi ținea mâna, mai ai văzut? Uite-mă așa, băi, ce mi-a plăcut. Îi ținea mâna Shift-ul așa, da, mă, și el așa și grelul îi dădea. Ia.
Ia. Pisica albă, pisica neagră, ăsta e filmul, vă jur. Ia da pe dinți. Ia da și cu râge și cu față pe aici. Ia uite Blașu aici, pac. A roșit-o cum vă înroșea mamaie, toate verișoarele cu un pic de ruj în degetul mare. E horror asta. Super! Event! Event! Deci avea buzele făcute și o dungă aici și pe aici așa în jos ceva. Păi nu mai conta, oricum nu era foarte... Mă, nu era foarte... Era foarte frumoasă, îi dădea și el interesul. Dar pantalonul ăștia aveți ai lui Relu, frate, sunt ceva. Celebri. Poliția. L-am văzut de departe și așa niște aburi și nu știam și o chestie roz care venea. Uite-l. Doamne, nu. Ei mergeau, dar apăsau pe alea. Dar de ce nu dădeau pe roche jos? De ce le dădeau pe sărace? Dar doar una trebuia golită, ai văzut? Le-au dat tot drumul de... Când putea să vină Connector dacă nu în timpul rugăciunii? Suntem aici lângă moschee. Mega ciudată. Shift-ul e poliția. Da, da. Cu două fete îmbrăcate în roz, le tot stropea, ziceau, mă, cu ele. Da, imaginea ciudată, roda, e foarte asumat, foarte serios. Așa era. Uite părerul. Cum e? Am mai văzut bine? Ăsta, știi? Ideea că, bă, chiar dacă mai vine cineva, mai ești. Uite, pășim, stop, băieții mei, trebuia să consumați doar un... Connector. Vai, groaznic! Băi, de-aia, citiți, când citești, frate, da, bine! Da, tot timp. V-ați lovit și voi de astea? Da. N-ați citit bine, nu? Da. Noi am scăpat la balut, mai ții minte? Că era, după aia au formulat altfel când trebuia să înghițim mâncarea. Știi? A, trebuia să mesteci. Mestecați, nu știu, a fost un enunț în care nu era cu înghițit. Da. Nu, era, nu la balut am scăpat. La altceva. La altceva. Unde? Am scăpat. Am scăpat de o chestie de asta. Da, că era interpretabil. Bine, da, că era interpretabil. Da. Da. Dar ce crezi că după aia am mai făcut un text interpretabil? Ai verde! Verde! Bă, astea sunt, eu știu că astea sunt sincere fazele astea. Da, chiar sunt sincere. Eu nu știu că sunt sincere. La mine au fost toate, adică te bucurai să nu plece nimeni. E verde. Nu știu dacă la toată lumea a fost sinceră. Și ce dacă? Mie mi s-a părut sincer, acum poate că greșesc. Mie mi s-a părut Zaru cumva prefera să plece. Da, el? Da, ai zile, da. N-am văzut niciun strop de reacție, gen s-a fost verdeală, așa a fost gen la fel. Nu știu dacă să mă bucur că rămân sau să fiu trist dacă plec. În momentul care ești de obosit, chiar nu mai știi ce vrei. El ne-a spus episodul trecut că a avut o etapă foarte Da. Multe chestii. Și-și dorea să bine. Pare că... Dar nu știu dacă doar era foarte emoționat și n-a avut reacție. Nu cred. Eu nu cred că Zarug ar fi emoționat la nivelul ăsta. Eu cred că era gen 50-50. Dar nici nu-l văd pe Zarug bucurându-se la asta. Dar uite că am ajuns și la final. Aplaudiri. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit și ne-ați împărtășit experiența din primul sezon, practic. De unde a plecat toată nebunia asta? Veteran. De acolo lucrurile s-au updatat și îmi dau seama că unele chestii le-ați avut mai grele, altele poate că au fost mai ușoare, cu încă se scria regulamentul și încă făceați voi lucrurile grele pentru echipă și și-au dat seama. Bă, eu mulțumesc că datorită vouă am știut unde mergem. Și nu mai trebuie să mai alergați. Voi ați pus primul bec pe drumul nostru și... Noi am pus punctul pe ei, cum s-ar zice, am pus coada la lopată. Noi am inventat șmecheria, cum s-ar zice, am dat ora exactă, n-a zis. De la voi s-a zis chestia asta, așa că noi... Please no money television. De la voi, așa că noi așa încheiem fiecare emisiune, în 3, 2, 1, cu Asia Express, continuă! Unde vrei tu?